Diana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. 13 oameni au ajuns la spital după un grav accident petrecut dimineața la Ștefan Vodă. Șoferul dat al unei mașini a intrat într-un microbus de rută. Hai de fapt, așa văd, viteză 1000 de procent. De mâine se redeschid piscinele în condiții sporite de siguranță. Cu toate astea, nu multe erau cele care astăzi făceau pregătiri. Difuzoarele care sunt instalate pe teritoriul bazinului să fie reamintit despre faptul că distanța socială trebuie păstrată nu numai pe plajă. Moldovenii nu pot intra pe teritoriul Italiei până pe 7 septembrie. Autoritățile din peninsulă au prelungit interdicția, deși au făcut și o excepție. Străzile reparate în localități în cadrul programului Drumuri Bune pentru Toți sunt ba prea scurte, ba prea înguste, se plâng localnicii din câteva sate, ce spun autoritățile aflate în jurnal. Copilul este la școală, zici, cum sunt? Toată viața îmblăm ce văd. Grav accident la Ștefan Vodă, medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire a unui tânăr de 18 ani. Acesta a ajuns în comă după ce șoferul mașinii în care se afla a urcat beat la volan și s-a izbit într-un microbuz plin cu pasageri. Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 7 dimineața pe șoseaua Chișinău-Ștefan Vodă, între satele Răscăieț și Slobozia. Imaginele surprinse imediat după impact sunt groaznice. Hai de fapt, așa văd, viteză 1000%. Microbusul de rută Chișinău-Olănești, marca Mercedes, la volanul căruia se afla un bărbat de 61 de ani din Olănești, a fost tamponat din spate de automobilul de marca Audi, înmatriculat în Elveția. În urma impactului, microbuzul cu 12 pasageri s-a răsturnat și a intrat pe contrasens. Acolo s-a izbit într-o Kia care venea din sens opus. La volanul acesteia se afla un bărbat de 58 de ani care avea un pasager. Șoferul care conducea mașina de model Audi ar fi apăsat pedala de accelerație, astfel că automobilul acestuia s-a făcut un boț de fiare. Fiind testat alcoolscopic, șoferul din Audi era în stare de ebrietate. 13 persoane au fost duse pentru îngrijiri la Spitalul Raional din Ștefan Vodă. Două dintre acestea, un tânăr de 18 ani, pasager din Audi, și o femeie de 47 de ani din microbuz, sunt internate în secția de reanimare. Două persoane în stare foarte gravă, cu traumatism asociat, traumă cranio-cerebrală închise, fractură de femur, contuzie cerebrală, comă cerebrală, băiat de 18 ani, foarte grav și tafă la respirație dirijat. Putem rezervați în prevența lui. Bărbatul care s-ar face vinovat de accident a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală. Printre plante din Cartea Roșie și animale sălbatice vă puteți petrece câteva zile și asta pentru că locuri de cazare se oferă chiar în inima codrilor. Rezervația Codrii a decis să amenajeze camere pentru turiștii doritori de liniște. Aflați mai multe în jurnal. Un medic în vârstă de 65 de ani, care a muncit timp de 4 decenii la Spitalul Raional Cimișlia, s-a stins din cauza COVID-19. În ultimii 2 ani de viață, femeia a activat într-o instituție din capitală. Cunoșteam că lupta cu COVID-ul și tot de la colegi am fost informat. Știam că era într-o stare extrem de gravă, critică, ultima săptămână. Și astăzi, la prima oră de dimineață, am aflat că a pierdut lupta. A fost o ființă activă, iubitoare de viață, deschisă pentru oameni. O persoană cu mult suflet, regretabil, foarte trist, dramatic. Potrivit Ministerului Sănătății, alte 3 decese s-au mai înregistrat din cauza coronavirusului. Ulterior, cei de la CNAMUP au anunțat că a murit din cauza complicațiilor COVID un felcer în vârstă de 58 de ani. Lucrătorul medical activa în cadrul serviciului de urgență din satul Cărpineni. Autoritățile din sănătate anunță și despre alte 217 cazuri noi de îmbolnăvire din 1063 de teste efectuate. Avem un caz de import din România și unul din Irlanda. Până la toamnă nu mai putem merge în Italia. Interdicțiile au fost prelungite pentru moldoveni. Până când, ne spune colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara!
Bună seara, Tatiana, bună seara, doamnelor și domnilor. Printr-un comunicat publicat de Ambasada Republicii Moldova în Italia, se arată că autoritățile din peninsulă au luat decizia să prelungească restricțiile privind accesul pe teritoriul țărilor până pe 7 septembrie. Astfel, persoanele care dețin pașaport biometric nu vor avea acces nici pe cale aeriană, nici pe cale terestră. Excepție vor face doar transportatorii de mărfuri. Totodată, până acum, practic toate țările ne-au interzis accesul, suntem primiți deocamdată doar de Ucraina și Turcia. Acestea au fost informațiile. Tatiana. Diana, îți mulțumesc. Drumurile bune pentru toți nu ajung la toți. Segmentele care se repară în cadrul acestui proiect stârnesc nemulțumiri în mai multe sate din țară. La Românești, Strășeni, câțiva gospodari sunt indignați că n-a ajuns asfalt până la casele lor, 3 la număr, pentru ca strada să fie complet reparată. Iar într-o localitate din Sângerei, oamenii spun că drumul a fost reparat doar atât. Borduri sau acostament nu există. În ambele cazuri, autoritățile locale spun că așa e proiectul trimis de la guvern. Mă supăr să zic că s-a făcut până la primul stâlp la noi la poartă și atât. Când ați finisează tot proiectul acesta, da, tot drumul, pe urmă să fie un șanț, un fel, nici nu-i spui ieși cu mașina, da? Glotul îți duci tot încolo, care-i rost? Eu nu-l văd. Copilul ăsta la școală, zici, cum sunt? Tătă viața îmblăm ce văd. Chiar nu trăiești lumea aici nimeni? Tot trăim. Eu în caloșă în geantă și mă duc la biserică și zvâr într-o bortă acolo să nu mă vadă și vin înapoi tot caloș. De aceeași părere este și un consilier local de la Românești care locuiește pe altă stradă decât cea renovată acum. Asta nu e un exemplu. Dacă așa se fac drumuri la noi în sat. Oamenii mai spun că așa s-a întâmplat și anul trecut pe o altă stradă inclusă în proiectul de atunci al drumurilor bune. Aici tot nu s-a terminat, în deal nu s-a terminat drumul. Nu, i-am spus aici anul scăzi vii pe urmă, la anul, la peste 2 ani zile zi să fac. Până aici au avut chiatră, dar cu așa de s-a terminat chiatră și chiatră nu era de. Nu cum, că uitați, au rămas încă 2-3 căsă au rămas. Neujeli s-a tot de făcut drumul ăsta normal ca la toată lumea. Potrivit proiectului, pentru construcția drumului a fost alocat peste 1 milion de lei pentru 545 de metri. Astfel, mereu rămân câte 3-4 gospodării fără asfalt. Primarul spune că nu poate face nimic, pentru că așa e proiectul. Anul trecut a fost asfaltată strada pădurilor și la fel nu s-a ajuns o sumă oarecare. Anul prezent, deci a fost selectată, nu selectată, prin decizie, strada Salcâmilor. La fel nu a ajuns un segment acolo, să zicem, nici nu e 100 de metri. Ulterior, prin fonduri rutier, prin alte modalități care să fie posibile, o să reparăm și acest sector de drum. O situație similară este și în nordul țării. Localnicii din Heciul Vechi, Sângerei, spun că porțiunea de drum proaspăt renovată este neterminată. Ia uite aici, nu-i gata încă. Pișe, parte și anunțișe, este gata, lucrul ăsta nu gata. Ar trebui să fac și pordura. Copiii azi duc la 1 septembrie, trebuie numai decât că la noi ploile când vin apă, e glor. Și șoferii cred la fel. Cu atât mai mult, drumul ar fi fost îngustat și lipsește acostamentul. Foarte bun, de cam îngust, dar în timp de iarnă, tare rău. Sunt băcăți unii, i-a brupt tare și când a sibu omăt, Doamne ferești, poți să... Că altfel îți duc o mașină și asta e pericol pentru oameni. Nu o fac până în deal, mă, că ați făcut la dealul și la culoc, că ați ploaie și viită chiatră pe drum. Alții localnici se bucură de ce au, căci asfalt n-au văzut de mult în satul lor. Cum a fost și cum este, asta e vopșe o bucurie mare pentru așa sat. E un drum foarte frumos și bun pentru satul nostru. De când suntem noi în satul Heci Vechi, încă așa drum n-am avut. Prima oară vedem așa bunătate. Părere de lui cam scurt, să putea să fie și până la școală. Potrivit primarului satului, de renovarea bordurii s-ar face responsabil Consiliul Raional Sângerei, care a și reparat drumul. Și drumul la balanță, nimic care a fost reparat la Consiliul Raional, dar acostament care e aferent drumului respectiv cu jumătate de metru, 50 cm să fie la balanță primăriei. Asta e absurd total. În satul Heciul Vechi a fost reparat un segment de drum ce măsoară 900 de metri. Responsabil de la raion spun că pentru reparații au fost alocate 1,5 milioane de lei, bani care nu ajung și pentru construcția acostamentelor. Dacă era acoperire financiară, noi o să facem și trotuar, și scurgere, și toate cele. Noi am vrut să fie mai lung, dar fără este, pentru că nu sunt bani. Cei de la administrația de stat a drumurilor spun că segmentul de drum reparat este ales de consiliile locale. Astfel, în funcție de suma de bani alocată, se alege începutul și sfârșitul lucrărilor. În an electoral, autoritățile au decis să repare segmente de drum în peste 1000 de localități din țară în cadrul programului Drumuri Bune pentru Toți. Acum o săptămână s-a anunțat că reparațiile trebuie să se încheie până pe 10 octombrie, cu mai puțin de o lună înainte de scrutinul prezidențial de pe 1 noiembrie.
Respectarea distanței de 1,5 metri, atât pe uscat cât și în apă, este regula de aur, după care de mâine piscinele se vor redeschide pentru a doua oară în acest sezon. În zonele de agrement astăzi bătea mai mult vântul, întrucât responsabilii spun că au lăsat pregătirile pentru mâine. Numărul vizitatorilor piscinei nu trebuie să depășească 50% din capacitatea maximă după proiect, astfel că proprietarii vor primi un număr înjumătățit de oaspeți. Aceștia vor putea să facă programări telefonice, iar la sosire își vor lăsa datele de contact într-un registru. 800 de persoane avem capacitatea, noi chiar mai puțin să primim oaspeți, până la 300. Cei care au mai mult de 37 de grade și prezintă simptome de COVID nu vor avea acces. Totodată, distanța dintre cei care vor face plajă va fi de 1,5 metri. Distanța dintre persoane nu va fi anulată nici în apă, astfel că fiecare oaspete va trebui să stea la o depărtare de 1,5 metri față de celălalt, adică la aproximativ 3 pași. Regula este pe foaie, în practică însă nu se știe cum va fi aplicată. Din difuzoarele care sunt instalate pe teritoriul bazinului, o să fie reamintit despre faptul că distanța socială trebuie păstrată nu numai pe plajă. Și dacă vin doi prieteni? A să vină cu unele recomandări pentru dumnealor, adică să evite contactele, chiar și dacă sunt prieteni. În zona pentru plajă, vestiar și terasă sunt amplasate dozatoare cu dezinfectant. La fiecare 2 ore se va trece cu cârpa și pe la vestiare. Prelucrate cu soluții speciale vor fi și suprafețele. Dezinfectarea șezlongurilor, de fiecare dată după ce pleacă oaspeții care se odihnesc la noi, oaspeților este interzis să aibă acces la topogane. Ele vor fi încercuite cu panglici. Este riscul din rândurile care se fac la intrare în topogane. Interzis la plajă și bazin, potrivit comisiei, au persoanele de peste 63 de ani, adică cele considerate în categoria de risc. Regula era impusă și anterior. Din start am pus avertizarea la intrare. Le explicăm că sunt riscuri. Mai des vin bunei cu copii. Administrația bazinului este obligată să organizeze triajul zilnic și al angajaților, să efectueze instruirea personalului pentru subiectul prevenirii răspândirii infecției de COVID-19, dar și să organizeze controlul utilizării echipamentului de protecție. Responsabilii spun că respectarea regulilor bate la buzunar. Doar o mască chirurgicală costă în jur de 8 lei, iar un angajat are nevoie de cel puțin 3 pe parcursul unei zile de muncă. Un simplu calcul arată că pentru cei 100 de lucrători, administrația ar cheltui doar pentru măști 2400 de lei. Cei de la guvern afirmă că în funcție de evoluția situației epidemiologice, restricțiile ar putea fi revizuite. Pentru piscine, sezonul a fost deschis pe 16 iunie. După nici 2 săptămâni, autoritățile au anunțat că le închid, fiind considerate focare de infecție. La începutul săptămânii, mai mulți angajați în domeniu au protestat la guvern, nemulțumiți că rămân fără lucru. Hotărârea a fost revizuită, astfel că de mâine au undă verde. Un om de afaceri din Mileștii Mici se plânge că pământul său pe care vrea să planteze puieți este plin cu deșeuri din cauza gunoiștii neautorizate din preajmă. Aceasta nu este îngrădită, astfel toate resturile ajung și pe terenurile lui. Deși spune că s-a adresat de mai multe ori autorităților pentru a-i fi curățat terenul, nu s-a întâmplat nimic. De cealaltă parte, primarul afirmă că deja gunoiul nu se mai depozitează acolo, iar curând se va face ordine. Sticla din plastic, coroane funerare, sacoșe de polietilenă și multe alte deșeuri au fost aduse de ploaie și vânt de la o gunoiște neautorizată din preajmă. Pentru că nu este îngrădită, resturile se întind pe zeci de ari și au intrat deja bine și în pământ. Eu cred că în jur de 2 hectare de teren, cu adâncimii minim de jumătate de metru, este împlut cu tot felul de gunoi. Nu știm și gunoiul ăsta, în primul rând. Poate fi ceva toxic care să-mi pui în pericol viața mea și a familiei mele. De mai mulți ani, Igor Rotaru lucrează peste hotare. În țară a decis să facă o mică pădure cu plante melifere care va crește peste câțiva ani. Însă, odată ce pământul nu este pregătit, nu-și poate începe lucrările. Avem în plan anul ăsta să plantăm pădurea numai decât. Din cauza mizeriei nu putem face nimic, suntem legați. Doamna primar, au spus în gura mare că au venit să facă curat în satul ăsta. Asta aici și asta aici, ca să-mi vie și să-mi spui și asta aici.
e curățenie, cum se cheamă asta? Eu nu-i înțelesul meu. Bărbatul spune că a expediat primăriei și o scrisoare prin care cere soluționarea problemei și nimic. Pe de altă parte, primarul spune că deja de 2 săptămâni nu depozitează acolo deșeuri. Vreau acum să fac contract cu o firmă care să depozităm gunoiul din sat la o gunoiște autorizată. Acolo deja nu mai depozitez, fiindcă într-adevăr este o problemă. Mai mult, primarul ne-a spus că săptămâna aceasta va face ordine și pe terenurile afectate de deșeuri. Anul acesta și vacanțele lor sunt altfel sau cel puțin altfel le prezintă. Deputații se afișează pe Facebook din curțile părinților, de pe la țară, înconjurați de orătănii sau culturi agricole. Alții profită de lipsa ședințelor de parlament pentru a-și pregăti campania pentru prezidențiale. Iar președintele nici nu știm dacă a venit de la Moscova, pentru că de marți, de când a plecat, nu a mai apărut nicăieri. Am intenția să merg în mai multe locații, exclusiv în țară, mai des merg la părinți. Cum încep sesiunea, nu prea avem timp, ne auzim doar la telefon. Am și cățelul care mă întâlnește cu bucurie de fiecare dată. Și socialistul Bogdan Țârdea a postat pe pagina sa poze cu pisica, dar și cu un iepure. Iar Nicolae Pascaru se pare că a fost la mare. Deși nu specifică locația, socialistul a postat o poză în care apare admirând apusul. Dumitru Alaiba de la PAS își petrece vacanța acasă cu familia. Deputatul ne-a spus că nu are de gând să plece nicăieri. Între timp, mai mulți colegi de-ai săi călătoresc prin țară, dar asta pentru a se întâlni cu alegătorii, pentru că se apropie prezidențialele. În plină campanie e și liderul democraților, Pavel Filip, deși oficial încă nu și-a anunțat candidatura pentru scrutinul de la toamnă. Acesta călătorește prin raioanele țării și postează poze pe Facebook. Neafiliatul Octavian Țâcu, care va candida la toamnă, profită și el de vacanță și împreună cu echipa merge la întâlniri cu alegătorii. Iar la sfârșitul zilei îl prinde și odihna, spune el, tot pe Facebook. Iar Igor Dodon, pe lângă faptul că merge prin localitățile din țară, și-a făcut timp și de câteva excursii cu familia. Acesta a mers la 2 mănăstiri, iar la una drumul a fost cu peripeții. Fiului cel mai mic i s-ar fi rupt încălțămintea, iar președintele a decis să se laude cu asta pe Facebook. Merge remontul obuvii? După câți kilometri? După avem vreo 7 kilometri. Stai să spun de... Așa că obuvi în asta e foarte stoică. Așa, asta e clar, dar ușor. Se pare că președintele merge pregătit în excursii, din moment ce avea banda adezivă și prosop la el. Apoi Dodon a mers la Saharna, de unde a ieșit în evidență o poză de la mănăstire în care și el și prima doamnă poartă șorțuri, dar și chipiuri. Tot la Saharna, președintele a fost surprins de trecători, iar imaginile îl arată înconjurat de bodyguards și nu doar cu familia, așa cum apare în pozele postate de el pe Facebook. Da, bună ziua! V-ați scaldat? Da. Și cum? Să mai veniți! Deși oficial nu sunt în vacanță, de o săptămână președintele, dar și Ion Chicu, au dispărut din spațiul public. Am întrebat responsabilii de la președinție când se întoarce Dodon de la Moscova, dar nu ne-au oferit un răspuns. Iar primarul capitalei nu scapă niciun weekend fără să facă vreo escapadă prin țară. Astăzi acesta a fost împreună cu soția și au tras din arme. Aproape 100% țintă, așa vom proceda cu corupția din Chișinău, a comentat Ion Ceban pe Facebook. Deputații vor reveni la muncă în septembrie, deși zilele acestea se discută despre convocarea de urgență a Parlamentului pentru a examina situația din agricultură. Conexiunea cu Mama Natură este cel mai rapid și mai accesibil mod de a ne încărca bateriile după o zi de muncă. Pentru asta e suficient să mergem la Lozova, chiar în inima Codrilor. Aici ne putem bucura din plin de liniște, priveliști de poveste și mult aer curat. La mai puțin de 60 de kilometri de Chișinău se întinde pădurea rezervației Codrii, o oază de tihnă și răcoare. Teritoriul rezervației se întinde pe o suprafață de 5.172,2 hectare. Mai avem și un traseu turistic care cu o lungime de 5 kilometri. Turiștii fac cunoștință cu condițiile naturale ale rezervației, cu flora, fauna, edificiile de vânătoare, speciile rare, atât de animale cât și de plante. Chiar aici, în inima Codrilor, putem avea parte de o vacanță
vacanță de vis, alături de păsări, animale, priveliști încântătoare și multă liniște și aer curat. Oamenii vin și se odihnesc și vor și locuri de cazare. Noi avem ce le oferi, camere cu condiții bune, camere de cazare. Alături de posibilitatea de cazare și peisajele încântătoare, una dintre atracțiile rezervației este muzeul de aici. Muzeul activează de peste 30 de ani și include, adică în cadrul muzeului sunt expuse circa 500 de specii de animale, dintre care anfibieni, reptile, insecte, păsări și mamifere. Aceste două exemplare au fost găsite în pădure, deci în perioada de înmulțire. Probabil că au început bătălia de la teritoriu sau de la femele. S-au încolătăcit coarnele și în felul ăsta au fost imobilizați. Acestea sunt cele 5 căprioare care au fost vânate de către braconieri cu aproximativ 2 ani în urmă. În plus, rezervația propune turiștilor și multe alte activități interesante. Avem săli de ședințe, a desfășura unele evenimente, training-uri, seminare, simpozioane. Oferim servicii și de pescuit, adică lumea poate să vină la pescuit. La fel, venind aici, avem și două foișoare, grupuri chiar mari de persoane poate să vină să se odihnească. Avem și o căsuță mobilă. Cu toate acestea, deocamdată cereri din partea turiștilor sunt cam puține. Administratorii de aici rămân însă optimiști și îi așteaptă pe toți cei ce își doresc să se relaxeze în sânul naturii. Cu părere de rău, foarte puține, dar anul ăsta cred că a venit și rândul Moldovei să fie vizitată. Multe am descoperit vara aceasta odată cu pandemia care ne ține pe mulți acasă. Iată că un nou sport distractiv se practică în apropiere de Chișinău. Instructajul se face pe loc, chiar înainte să înceapă distracția, aflăm secretele unui astfel de văsnit în câteva minute la știri. Zi decisivă în Belarus, unde au loc alegerile prezidențiale. După miezul nopții vor apărea primele rezultate. La urne s-au prezentat 73% din numărul total de alegători. Alexandru Lukashenko a fost și el la vot. Spune că este sigur că victoria îi aparține. Alegerile prezidențiale din Belarus au început de marți, iar secțiile de votare au fost deschise până la ora 20. După miezul nopții se vor ști primele rezultate. В этом году на пост главы государства претендуют 5 человек. Среди них действующий президент Александр Лукашенко балотируется в шестой раз. Tot felul de incidente au apărut de-a lungul zilei. Unul dintre membrii biroului electoral numărul 17 din Minsk, și anume o femeie, a fost surprinsă cum coboară de la etajul 2 cu ajutorul unei scări, dar și a poliției. Presa rusă nu scrie ce s-a întâmplat ulterior. Să își exercite dreptul la vot a venit și președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko, care a dat mâna cu toți membrii biroului electoral. Cu mult fast și aplauze, dar și urări de bine, a fost întâmpinată rivala lui Lukashenko, și anume candidata la funcția de președinte, Svetlana Tihanovskaya. Și la Moscova, oamenii au făcut un rând lung în fața ambasadei. Вот такая у нас очередь, стоим, медленно, потихонечку продвигаемся. Iar unii, pentru a mai ușura așteptarea grea, și-au luat instrumentele muzicale și au interpretat piese pentru cei care au venit să voteze la ambasada bielorusă din Moscova. У общества заканчивается лимит терпения тем, что
Единственный президент находится у власти, Александр Лукашенко, более 25 лет. Выбор абсолютно несложный. Тот, кто любит по-настоящему свою Республику Беларусь, тот сделал правильный выбор. Как они захотят, так оно и будет. Но что будет 10-го, тут вообще никто не знает. În Belarus au fost deschise peste 6.000 de birouri electorale. Timp de mai bine de un sfert de secol, Alexandru Lukashenko, în vârstă de 65 de ani, a domnit ca un stăpân absolut peste această fostă republică sovietică cu 9,5 milioane de locuitori. De la retragerea omologului său kazah, Lukashenko este chiar cel mai vechi autocrat în funcție din spațiul postsovietic. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, se află la putere de mai bine de 25 de ani. Lukashenko s-a ales cu porecla de ultim dictator al Europei în anul 2005 de la fostul secretar de stat american Madeleine Albright. Это мерзость самая настоящая, которую вбросила в Европу Madeleine Albright. Я не диктатор. Nici politicienii și nici experții nu prevăzuseră victoria lui Lukashenko în alegerile prezidențiale din 1994. Fost șef de colhoz în 1990, a devenit deputat în Sovietul Suprem și lupta înflăcărat împotriva corupției. Все нормально, что вы плачете? Все нормально. Нормально все. Не плачьте, все нормально. Ну что? Все будет нормально. Не расстраивайтесь. Я уже сказал. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Mânioasele discursuri i-au conferit popularitate și astfel a câștigat alegerile. Всеми на выборах обещаем одно. Но когда приходим к власти, мы быстро забываем об этом. А я не забываю, в этом отличие Лукашенко от других. Ajuns la putere, acesta a schimbat macazul și a început să conducă țara cu o mână de fier. Au început arestările și disparițiile oponenților politici, printre care și fostul ministru de interne al Belarusului. Acesta a reușit totuși să spună ce se întâmplă după culisele puterii. Ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. La începutul anilor 2000, Lukashenko recunoștea că frica este cea care îl ajută să se mențină la putere. Конечно, бояться, но те, кто чувствует вину свою. De-a lungul celor 25 de ani, orice opinie incomodă puterii, orice protest era înnăbușit cu violență. Din cauza încălcării drepturilor omului, Lukashenko și regimul s-au ajuns în lista neagră a Europei. Uniunea Europeană a impus sancțiuni din 1998, iar SUA din 2006. Sancții, proce, все это полный бред и чепуха. Secretul longevității politice a lui Lukashenko stă și în enorma susținere de care se bucură din partea Moscovei. Prezident Republicii Belarus, Alexandru Grigorievici Lukashenko. Alexandru Lukashenko e foarte posibil să revendice victoria în scrutinul prezidențial din 9 august și să rămână la putere. El este însă în defensivă, confruntându-se cu o opoziție energizată pe fondul disputelor dure cu Rusia, din cauza integrării economice și cu Occidentul, din cauza situației drepturilor omului. У общества заканчивается лимит терпения тем, что единственный президент находится у власти, Александр Лукашенко, более 25 лет. И особенно как бы это нетерпение общества усилилось из-за ситуации с ковидом, потерь в экономике, когда люди стали терять и работы, и зарплаты. Potrivit unui sondaj comandat de televiziune de stat, Lukashenko se bucură de încredere din partea 78% din populație, iar 72% dintre alegători sunt gata să voteze pentru el. Numai 7,5% ar fi spus că o votează pe Svetlana Tihanovskaya, dar aceste rezultate trebuie privite cu scepticism. Cercetarea sociologică a fost interzisă în Belarus. Pe timp de pandemie, nici înghețata nu mai e ce a fost, cu toate că e vară și e caniculă, desertul răcoros nu mai e la fel de solicitat ca în alți ani, iar producătorii se plâng că vânzările merg mai prost ca niciodată. De profesie bucătar, Natalia a învățat să facă înghețată tocmai în Italia. Tânăra a decis să folosească rețetele italiene pentru a prepara deliciosul desert chiar la noi acasă. Eu am lucrat în Italia și acolo am văzut cum se face înghețată. Avem rețetele din Italia. Voi face prima înghețată pe bază de fructe. Conține dextroze, conține sirop de glucoză, fibre vegetale și mai conține și gumă de guar. Acum eu trebuie să cătăresc, amestec și pun aici în aparat.
povestește că cea mai solicitată este înghețata de fistic. Pregătim înghețata asta mai cantitate mai mare decât restul și se consumă într-o zi. Generator de fericire, asta este înghețata, iar pe vreme de caniculă e cea mai bună metodă de a ne răcori. Mă răcorește, îmi ridică dispoziția, un pic de endorfină. Mă răcorește pe căldurile astea? Foarte tare. Da. Mai răcoresc puțin. Totuși, anul acesta se mănâncă mai puțin înghețată, iar producătorii susțin că vânzările merg destul de prost. La mijloc de mai am început să activăm și mergem cu pași extrem de mici, ceea ce pentru noi e teribil. Anul acesta vânzările au scăzut foarte tare. Eu cred că oamenii se tem și eu cred că oamenii nu au bani, nu au finanțe sau păstrează banii. În aceste condiții, pandemia a pus pe stop și planurile de viitor ale producătorilor de înghețată. Noi avem și un microbuz care este asamblat pentru vinderea înghețatei și am avut în plan să-l postăm, dar din păcate nu avem unde-l pune. La moment stă blocat. Codul galben de caniculă a ajuns și în piețele din capitală în această perioadă. Deși e sezonul fructelor și legumelor moldovenești, prețurile acestora parcă sunt adaptate la vreme de afară. Cam fierbinți, spun oamenii. Dar cu pofta nu te pui, așa că de voi e de nevoie. Aceștia ori scot bani din buzunar, ori înghit în sec și merg să cumpere ce e mai ieftin. Comercianții însă spun că prețurile încă sunt destul de mici, având în vedere că este ceta. Mătușa Ecaterina a venit la piața Angro ca să-și facă plinul cu fructe și legume pentru nepoți. A trecut pe la mai multe tarabe până a găsit nectarinele pe care le căuta. Unii mai ieftine acolo luăm. Ce vă propuneți să faceți? Dau la copii să mănânce așa proaspăt. Cam pișcă. Piersicile costă în jur de 10 lei kilogramul, iar nectarinele ajung și la 20. Așa avem la 10 lei. Și nectarinele? Nectarinele 13 lei. Merg cumpărătorile sau cam întorc? Lumea se teme de boala din toamnă și aprovizionează, faci conservații destul de bine. Dulceață, gemuri, fără probleme. Nu li se pare scump? Da, afară plus 40 de grade, nu-i scump? Mai scumpe sunt pomușoarele. Un kilogram de zmeură costă peste 50 de lei, iar unul de afine... 140 de lei. Și se vinde? Da, foarte. Scump. Pentru asta au bani. Am făcut 30 lei. Cum mi se pare preț? Sărățel. Ei vor mășcate, dar anul ăsta mășcate ploinus. Totuși, comercianții spun că anul acesta oamenii mai mult caută legumele, care sunt și ele scumpe, dar prețurile variază. Pentru un kilogram de roșii trebuie să scoți din buzunar până la 30 de lei în funcție de soi, la fel ca și pentru un kilogram de castraveți, dar chiar și așa oamenii cumpără. Fiecare pe buzunar. Cui place, cui nu prea, nu-l satisfaci prețul. De ce sunt așa scumpe roșiile anul ăsta? Sește mare, se usucă. Moare pe deal, chiar în tipliță moare pătlașică. De atât așa. Și-o ridicat ulea cu preț. Că e uscăciune mare, de atât așa. Nu prea roadă, nu prea nici pâine, nici noi. Ana Bologan spune că are o pensie de 1300 de lei și nu-și permite să guste din toate bunătățile de sezon din cauza prețurilor. Cu pensia noastră nu ne ajunge. Așa, cartofi, morcov și mai principal. Da, restul nu. Unii cumpărători însă spun că pentru munca depusă prețurile sunt acceptabile. Luând în considerație că totuși oamenii aceștia muncesc la țară și este o căldură și o secetă totală, e de înțeles că prețurile sunt un pic mari. După timpul de anul ăsta, probabil că sunt portabile. Reușiți? Și lor nu le ușor. La piața centrală prețurile sunt cam aceleași, diferențele fiind doar pe alocuri și de câțiva lei. 10 depinde de piersic. Piersicul e drăguț, e frumușel. Le se pare scump oamenilor? Da, lumea n-are bani. Această femeie s-a oprit la taraba cu cele mai mărunte roșii. Erau 10 lei, mai ieftine ca în alte părți. Sunt foarte scumpi pentru noi. Pentru noi bătrânii cu pensie de 1000 de lei ăsta, când te duci tine în întra, mai plătești comunale. Mai reușiți să vă puneți vreo conservă pentru iarnă? Nu mai vorbi, nu ne ajungi să mănânc, nu spun la iarnă. Roșii sunt timpul ăsta spre scumpi, tare scumpi, 20-22 de lei. Aici este care sunt mai mici, da, mărunte 13 lei. Că merg, cum n-a fost ploi. Cine vrea să se alinte, cumpără și nu se uită la preț, spun comercianții. Cumpără că mâine piața nu lucrează, e zi sanitară și noi le-am dat drumul, prețul le-am dat jos. Am pus-o în 13 lei. Dar de obicei cu cât vindeți?
20, 23, 32. Ce așa scumpi? De atâta că rodnicio cu puțin rodește. Anul ăsta tot e puțin. Dar e întrebat, cumpăr oamenii, nu li se pare scump? Așa. Care le pare scump, care le pare ieftin? Potrivit Biroului Național de Statistică, anul acesta prețurile la legume și fructe s-au majorat în medie cu 16,8% față de anul trecut. Împătimiții de adrenalină și senzații tari mai au un mod interesant de a petrece timpul. De astăzi, aceștia se pot bucura de cel mai nou tip de sport apărut în țara noastră, stand-up paddle sau vâslitul din picioare. Primii curajoși au prins valul deja și spun că e o aventură ce merită trăită din plin. Sergiu Croitor povestește că ideea acestui sport a venit grație pandemiei. Știind că nu vom putea organiza excursii, drumeții în număr mare, ne-am limitat la 10 persoane, am achiziționat 10 plăci. Stand-up paddling înseamnă plimbatul, vâslitul pe placă din picioare. Este un sport cu rădăcini vechi din Hawaii, combinație între caiac și laca de surfing. Da? Este mai mult adaptat pentru apele noastre, putem practica pe orice lac, iaz. Acești tineri au venit la lacul de la Dânceni pentru a încerca cel mai nou sport al verii. Curajoșii spun că nu le este frică și abia așteaptă să urce pe placă. Pentru prima oară o să fim anotat, cu apa stăm bine. Fii interesat, plăcut, o odihnă activă. N-am făcut niciodată, ceva nou, în Moldova. Nu vă-i frică? Nu. Iar pe Andrean l-am surprins chiar pe placă, gata să pornească printre valuri. Mi s-a părut ceva interesant și am vrut să încerc. Pe de ce să fie frică? Mai jos de apă n-am scad. Aventura pe apă începe cu un instructaj scurt, dar foarte clar. Vâslim din partea dreaptă, cu mâna dreaptă jos. Și vâslim de două sau de trei ori, pe care schimbăm. Când vrem să mergem în picioare, punem vâsul la jos, deja să avem 6 puncte de sprijin. Și încercăm să ne urcăm în felul următor. Cel mai important lucru în acest sport este să-ți menții echilibru, lucru care nu este deloc ușor. Odată instruiți, curajoșii au ieșit în larg. Cu toate că au mai și căzut în apă, a fost o experiență frumoasă, spun ei. La început am greu, dar de prins. Eu cred că încă vreo 2-3 zile și participăm la Olimpiadă. Deși stand-up paddle este cea mai nouă activitate sportivă autohtonă, Sergiu Croitor spune că doritori de a încerca să vâslească din picioare sunt destul de mulți. Am creat miercuri evenimentul, astăzi este duminică și locuri disponibile nu mai avem. Următorul eveniment îl programăm miercuri, vineri, sâmbătă și duminică. Orice doritor este așteptat să încerce această aventură pe apă și haideți cu noi să ne cunoaștem țara. Au găsit calea prin care își pot arăta nou-născuții rudelor fără să-i supună riscului de infectare. Invenția vine din Mexic. Astfel toată lumea este mulțumită, iar bebelușii în siguranță. Mai multe despre această capsulă vedeți în continuare. Altarul unei biserici ortodoxe din Beirut, situată la doar un kilometru de la locul unde s-a produs explozia, a rămas neatins. Și mai uimitor e că o candelă cu ulei a rămas aprinsă. Preotul spune că este o minune. Ca urmare a exploziei, importul din Beirut s-a creat un crater cu o lungime de 43 de metri. Din imaginile de pe o cameră de supraveghere se vede cum explozia afectează interiorul lăcașului, nu și altarul rămas neatins. You can call me naive, but I felt it was unbelievable. I felt it's a message from God saying I will be by you, I will be by your side, we will rise up. Preotul susține că a părăsit biserica împreună cu copiii săi cu doar 12 minute înainte de explozie. We were heading home when it happened. So I reached home, I left my children there and I went back to the church to check what happened. When I arrived, I was shocked. You can see the pictures, the church and the video. The church was destroyed. După ce a văzut lăcașul distrus, s-a îndreptat spre altar. Spune că ceea ce a văzut este o minune. You can see the Holy Bible, you can see the oily lamp that didn't move. You can see the relics of the saints, you can see the instruments, etc., etc. Even the glass was not broken. Exploziile de marți din capitala Libanului au făcut peste 150 de morți și peste 6.000 de răniți, iar câteva zeci de persoane sunt în continuare date dispărute. Deflagrațiile au fost provocate de explozia unui depozit în care erau stocate, potrivit premierului libanez, circa 2.750 de tone de nitrat de amoniu, timp de 6 ani fără măsuri elementare de precauție. Ca urmare, în portul din Beirut s-a
a creat un crater cu adâncime de 43 de metri. Criza pandemică provoacă tot mai multe scandaluri și proteste fără respectarea distanței sociale. Mii de israeleni au cerut demisia premierului. O bătaie violentă a fost înregistrată și pe o plajă din Belgia. Conflictul s-a iscat după ce câțiva tineri nu au vrut să respecte măsurile de prevenire a coronavirusului. Mii de israelieni s-au adunat aseară în fața locuinței din Ierusalim a premierului, cerându-i să demisioneze pe fondul acuzațiilor de corupție și al răspunsului guvernului la criza provocată de noul coronavirus. Timpul tău s-a scurs și premierul crimei au fost câteva dintre sloganele protestatarilor. Autoritățile au anunțat că la manifestație au participat aproximativ 5.000 de oameni. I personally don't like Bibi, so I would like him out. But more importantly, I just want a stable government for all of us. Premierul, care a depus în luna mai jurământul pentru al cincilea mandat, a acuzat protestatarii că strigvesc democrația și presa israeliană că încurajează opoziția. Violențe fără margine au fost înregistrate pe o plajă din Belgia. Totul a pornit de la îndemnul unui salvamar ca oamenii să părăsească zona digului. Tinerii au refuzat, iar la venirea polițiștilor au devenit agresivi. Aceștia au aruncat cu umbrele și șezlonguri. În urma incidentelor, mai multe persoane au fost arestate. Noi măsuri pentru protejarea securității publice în Belgia ar putea fi luate acum pentru zilele următoare, care se așteaptă să fie caniculare și să atragă mulți oameni pe plajă. E caniculă și mai multe țări din vestul Europei, unde temperaturile au depășit valorile normale pentru această perioadă. Dans les transports en commun, c'est terrible. Surtout avec le masque, en plus, ça va vraiment pas. Mais bon, il faut faire. Francezii, belgienii și spaniolii suferă din cauza temperaturilor care depășesc 35 de grade Celsius și care ajung pe alocuri la 40 de grade. Cu toții se plâng că suportă cu greu căldura, mai ales că trebuie să poarte măști de protecție obligatorii în transportul public. Sunt mici, dar puși pe fapte mari. Doi băieței de 6 ani din Londra s-au apucat să strângă bani pentru copiii din Yemen care suferă de foame. Și nu cerșesc. Aceștia s-au deschis un stand de limonadă în fața casei lor și o vând trecătorilor. Până acum au adunat 37.000 de lire. It's really skinny arms. I could see the bones. Just made me really sad. Made me realize we're lucky that we have money. Cei doi prieteni de 6 ani stau zilnic la standul cu limonadă. I'm raising money because the people of Yemen have no food and nothing. If we don't help Yemen, they're gonna be poor forever and some people might get sick and they might die. Their compassion is even more so than adults really, because they really feel it. So to not shelter your child from what's going on in the world for us as parents is massive. Când cei mai buni prieteni, Ayan și Micael, au aflat că peste 5 milioane de copii din Yemen suferă de foame, au decis să-i ajute. We started this because Yemen don't have no food, they drink dirty water and they have no houses to live in and they're sick and poor. During lockdown we've had very difficult times in the UK, but we saw that there's a huge humanitarian crisis going on over there with over 24 million people suffering and in need of aid, and with that 12 million children. We wanted to do everything that we could do to help in whatever way we could, however small it is. We just know that they need help and this is the time to act. Împreună cu comunitatea lor, cei doi băieței au strâns peste 37.000 de lire sterline pentru criza din Yemen. I literally thought I'd raise 100 pounds because I didn't know so many people will come to my house and buy so many things. Din cauza conflictului continuu din Yemen, 10.000 de oameni și-au pierdut viața. Se estimează că 24 de milioane de oameni, echivalentul la 80% din populația țării, au acum nevoie de ajutor umanitar pentru a supraviețui. Scara acestei crize este cea mai mare din lume, potrivit UNICEF. Invențiile din pandemie par să întreacă orice imaginație. Într-un oraș din nordul Mexicului, bebelușii sunt prezentați rudelor într-o capsulă transparentă situată în remorca unui vehicul. Astfel, părinții sunt liniștiți că micuții sunt în siguranță, iar cei apropiați fericiți că i-au văzut. Dat
Datorită acestei capsule transparente, familia Gutierrez a făcut cunoștință cu cel mai mic membru în vârstă de o lună. În aceste condiții, proaspeții părinți își pot arăta noi născuți rudelor dornice să-i vadă. Ideea cu capsula transparentă a venit din partea unei firme care se ocupă de organizarea evenimentelor. Din cauza pandemiei, toate ceremoniile au fost anulate, așa că a fost improvizată o odaie în remorcă, iar mașina este închiriată părinților. Sí, la verdad, sí, muy seguro, porque solamente estamos yo dentro de la cabina, ¿verdad? Con sus debidos cuidados, con el cubrebocas, gel antibacterial, para que el bebé no tenga ningún tipo de enfermedad. În bula transparentă există aer condiționat și filtre care dezinfectează aerul. Arendarea camionului costă 40 de euro pe oră. Se viene y se estaciona la cabina al lugar, a la ubicación, y que la gente pueda pasar con los carros en caravana, y posterior a eso que la familia más cercana sí pueda bajarse, como los padres, los abuelos, todo con sana distancia, que se pueda acercar al cristal, ¿no? Directorul companiei spune că această idee i-a venit după ce în iunie i s-a născut o fetiță și își făcea griji că bunica sa de 95 de ani ar putea să nu mai apuce să-și vadă strănepoata. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Godzilla. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă și o săptămână reușită!